Bună ziua! Rubrica 365 de zile de fashion se întoarce de data aceasta cu un unboxing de la H&M. Dacă ultima dată v-am arătat geanta de la Maestoso pe care am primit-o de la iubitul meu cu ocazia a 2 ani de relație, ei bine, acum vă aduc în față o geantă de la H&M. Dacă nu vreți să plătiți 400 sau 500 de euro pentru o geantă de la Valentino, ei bine, avem opțiuni de la H&M cu 100 de lei. În total, cred că am plătit 77 de lei per bucată, asta pentru că am avut un discount pentru zilele membrilor, am mai avut și câte un 10 lei în minus, pentru că tot fac cumpărături ocazional la H&M. Așadar, vin în fața voastră cu un super model pe care cu siguranță o să-l îndrăgiți din momentul în care o să-l vedeți. Aici este cutia, hai să începem să facem unboxing. Pam, 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 pam! Woohoo! Dacă geanta de la Maestoso de data trecută a fost mult mai mare față de cum o vedeam eu pe site, ei bine, geanta asta de la H&M, deși este frumoasă foc, este puțin mai mică decât ceea ce mi-am imaginat eu. Nu vă așteptați la un model foarte mare și foarte încăpător, pentru că de fapt asta este problema cu gențile mici, sau cel puțin în cazul meu, atunci când cumpăr ceva îmi doresc ca măcar telefonul să-mi intre, măcar cheia de la mașină sau ceea ce mai am eu nevoie, portofelul sau dacă nu actele de la mașină, în așa fel încât să mă asigur că am plecat cu ele de acasă și să nu le țin în brațe dacă tot am o geantă. Prima geantă pe care o desfacem este aceasta albă. Ah! Pam, 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 este frumoasă foc. Și să știți că dacă mă uit așa puțin la ea, cred că nu o să mă deranjeze faptul că este extrem de mică. Nu, e, sincer, e puțin mai mare decât palma mea, e mică, dar pe de altă parte nu pot să spun că asta este ceea ce mă deranjează cumplit și este un model pe care intenționez să-l dau mai departe și să-l returnez la magazin. Nu, sunt convinsă că va fura priviri din momentul în care voi scoate nume, dar, na, cu mențiunile de rigoare că este destul de mică și nu tocmai încăpătoare, nici nu... Ah, am telefon aici lângă mine, sunt curioasă dacă mi-a intrat telefonul și dacă mai vreau să pun și altceva pe lângă, poate un ruj sau poate o pudră, e bine, cam atât, altceva nu mai intră. Dar chiar e frumoasă și cu această feronerie aurie, după care eu tânjesc și nu înțeleg de ce oamenii nu fac un model cu feronerie aurie, dar și cu feronerie argintie. În cazul în care ți îți place auriul, să te îndrepți spre acel model, iar în cazul în care îți place argintiul, să știi pe ce să pui mâna, pentru că da, unele modele sunt superbe, dar când vine vorba despre feronerie, e bine, sunt cu un pas în spate, tocmai pentru că mi se pare că nu se potrivesc cu accesoriile mele, cu carnația mea și cu ceea ce cred eu că îmi stă bine, pentru că mai e și chestia asta, poate celorlalți nu o să li se pară că ție nu stă bine cu argintiu sau nu o să se sizeze foarte mari schimbări atunci când pui argintiu și nu pui auriu, dar pentru mine, din momentul în care am luat și am îmbrăcat ceva și am cumpărat ceva, vreau să cred că am făcut alegerea cea mai bună și nu o să-mi placă doar astăzi, ci și peste 2 ani. Fiind un model clasic cu această feronerie aurie, cu acest lat, cred că se poate purta de la an la an și nu doar de la sezon la sezon. Foarte frumos! Hai să mergem mai departe. Se vede, da? Cum aș putea eu să ratez acest roz? Cum? Niciodată! Odată este modelul pe alb, odată este modelul pe roz. Rozul acesta este roz Valentino, clar, fără doar și poate, și probabil de acolo a venit inspirația. Am văzut că cei de la Valentino au așa și pe negru, cu feronerie aurie și cu lanțul acesta, dar și pe roz, și ținând cont că a fost, așa cum spuneam, sub 100 de lei, 77 de lei. Mama, am făcut o super afacere și pentru sezonul acesta, când o să înflorească copacii și poate tu ești îmbrăcată în alb sau poate într-un roz sau poate vrei să scoți ținuta din anonimat cu un punct de culoare, rozul ăsta este perfect. Nu este nici prea țipător, nici prea cuminte, este la fix și uite, dacă... Ai grijă să prinzi lanțul ăsta în așa fel încât să nu iasă afară, cred că poți să o ții așa de mână, fără să fie nevoie să o pui pe umăr. Știți că nu sunt mare fan genți purtate pe umăr, dar dacă vă plac gențile purtate pe umăr, nu mă bag, este strict alegerea voastră. Dar pentru mine, varianta asta am deținut așa în zona încheieturii și cu o manicură făcută la zi, cred că o să arate foarte bine. Doamne, deci rosul ăsta este superb! Și un al treilea model... care te duce cu gândul instant la vară, la plimbări pe plajă, la valurile mării. Ei bine, nu puteam ca geanta asta să nu fie a mea. Se potrivește foarte bine cu espadrile și spre deosebire de cea albă, care este puțin mai pretențioasă în general. Geanta asta cred că poate fi lăsată inclusiv în nisip și luată cu tine la plajă și chiar dacă nu este cea mai încăpătoare, pentru serile de vară o să-și facă foarte bine treaba și nu știu, deja mă gândesc la mare, la soare, chiar dacă nu sunt fană
stat la plajă și nu iubesc eu să intru în mare, dar pentru ținute de vară și pentru tot ceea ce semnifică vara și cu vacanțele și cu plimba stânga-dreapta, n-am cum să spun că nu iubesc vara, dar până atunci eu sunt pregătită cu ceea ce înseamnă accesorii. Avem odată geanta asta de paie cu feroneria aurie, avem geanta pe alb și avem geanta Pink Valentino. Ce mi-ai făcut, H&M? Nu îmi dau seama, dar oricum sunt super încântată de această captură și cred că dacă nu le-ați văzut până acum pe site, pe aplicație, cred că este timpul să săriți pe ele. Că vorbim de roz, că vorbim de alb, că vorbim de această geantă de paie, doar că un alt fel de geantă de paie, eu zic că este un super fond. Așadar, hai să vedem exact acum cu ce o să le pun pe lângă, tocmai pentru că hainele de primăvară și de vară încă nu sunt aici și cel puțin această geantă nu se potrivească cu o pereche de blugi, în niciun caz, ci mai degrabă cu o rochie fluidă, cu o rochie albă, o rochie pe care deocamdată nu am. Am doar plovere groase, sacouri negre, rochii negre, pufoaice, urs în spate, ce cred că se poate observa, și mai puțin rochii de vară, rochii lejere care să-mi permită să pun lângă această geantă. Dar poate dacă pun această geantă lângă acest caftan, hei, s-ar putea să avem o primă ținută. Asta să mă ridic și să vedeți exact cum vin, cât de frumos se așează pe lângă ținutele pe care vi le propun. Iar voi o să decideți mai departe care este preferata voastră, ce v-a furat inima și dacă merită să aveți așa ceva în garderobă să vă fie alături. Și dacă vreodată o să o cumpărați, vă rog, dați-mi un semn, pentru că eu vă tot povestesc aici despre tot felul de recomandări și nu-mi dau seama exact dacă vă plac, dacă sunt pe placul vostru, dacă vi se potrivesc în tocmai, sau puteți să-mi lăsați în zona de comentarii dacă ați cumpărat vreodată ce v-am recomandat pe partea asta fashionistică, tocmai pentru că atunci când pun fashion pe pagina mea de Instagram, cifrele sunt foarte bune, reacțiile sunt foarte bune și mi se pare că fashionul este ceea ce vă încântă, fie că vorbim despre genți, despre paltoane, despre pantofi, despre rochi, și chiar dacă stilul este cu mințel și nu este unul dintre cel mai extravagant și nu este unul care să fure priviri când vine vorba despre combinații de culori și să vă dea pe spate din punctul ăsta de vedere, dar sper că măcar pe partea de recomandări, așa, una pe an să vă prindă și să găsiți chestii interesante la mine pe canal. Așadar, hai să începem cu această geantă din paie, foarte, foarte, foarte frumoasă. Prima propunere ar fi ca această geantă, așa cum spuneam, să fie asociată unei rochii albe, frumoase, de vară, dar cum dressing-ul meu nu este pregătit pentru sezonul următor și ploverile încă sunt la putere, sacurile în culori închise sunt aici în stânga mea, zic să improvizăm. Așadar, am luat pe mine o rochie tip caftan pe care am cumpărat-o de curând de la H&M. A fost un pic mai scumpă, dar ținând cont că o să-și facă foarte bine treaba în sezonul următor, adică la vară, când mergem la plajă, când ne plimbăm prin nisipul cald, când poate ne-am bronzat și poate ne-am bronzat cam tare și nu vrem să ne îmbrăcăm cu ceva care să ne strângă, caftanul acesta cred că o să-și facă foarte bine treaba. Și pentru că acum trebuie să improvizăm, după cum spuneam, rochia aceasta cred că merge foarte bine cu geanta de paie de la H&M. Aceste două elemente merg foarte bine mână în mână și cred că, uite, chiar e o ținută foarte bună pentru plajă, pentru sezonul care vine. Mai stăm puțin în primăvară, că mie îmi place primăvara, nu vreau să trecă mult prea repede timpul, pentru că, apropo de treaba asta, vă spun și ceva, la un moment dat era într-o marți și nu mai știam ce zi a săptămânii este și am zis mami, aoleu, credeam că este joi, și mi-a spus, dar nu-ți dori să treacă atât de repede timpul pentru că îmbătrânim. M-a pus așa un pic pe gânduri și într-adevăr așa e, pentru că noi tot timpul ne gândim la sezonul următor, ne gândim la weekendul următor, ne gândim că aoleu, mai trecem cu o săptămână, dar nu ne gândim că îmbătrânim. Și da, nu-mi doresc să vină vara atât de repede, îmi doresc să mă bucur de fiecare copac înflorit, iar geanta asta o să-și facă foarte bine treaba, evident, în momentul în care va fi timpul să fie 40 de grade afară, dar ținând cont că am cumpărat-o de acum și m-am pregătit cumva pentru următorul sezon, nu pentru sezonul de acum, ținând cont că încă este iarna, aș zice că nici pentru primăvară nu sunt tocmai pregătită, dar cred că este o propunere bună în cazul în care vreți să vă luați de acum chestii pentru vară sau vă place ceva în mod special și vreți să puneți mâna pe ea din timp. Pe ea, pe el, din timp. Mențiunea mea pentru această ținută ar fi că în picioare ar fi fost bine dacă aș fi avut o pereche de spadrile. Am văzut unele superbe. Chiar intenționez să le cumpăr odată la Zara și odată unele la H&M, dar am zis bine, mă potolesc, am cumpărat genții, am cumpărat rochea asta tip caftan, nu mai cumpăr acum, ceea ce în mod normal ar trebui să port peste 4 luni. Nu, teoretic, nu? Din momentul în care vine vara,
porți spadrilele. Nu cred că porți spadrile pe timp de primăvară, că încă ți-e frig. Dar da, asta este propunerea mea și zic că arată foarte bine și uite, cred că o să se potrivească rochia asta foarte bine și momentul în care vrei să ieși seara la un suc și cu geanta asta pe lângă, chiar dacă v-am spus, nu sunt mare fan geantă purtată așa pe umăr, ci mai degrabă în mână, dacă nu vrei să ții ceva în mână, e o opțiune. Propunerea numărul 2 arată așa, ținând cont că de data aceasta nu este tocmai punctul de interes geanta noastră, deși ar trebui să fie. Am construit ținuta plecând de la pantofii superbi pe care găsiți la momentul de față în Stradivarius, un albastru electric care cred că vor fura toate privirile în primăvara aceasta, dar și la vară mi se pare că se potrivesc cu fustițe, cu rochițe, cu pantaloni, cu blugi și cred că, dacă vreți, ne putem juca pe Instagram cu mai multe variante de purtare pentru că mi se par extraordinar de frumoși și a fost așa o dragoste la prima vedere și ținând cont că nu voiam să fie albastru, albastru, albastru peste tot, am zis că ia, hai să mai rup puțin ținuta asta cu această geantă și cred că se potrivește la fix și îmi place foarte mult cum vine combinația aceasta. Așadar, în picioare Stradivarius, rochia este de la Zara, albastrul de pe pantofi este același cu albastrul de pe rochie și mai apoi am venit și cu geanta aceasta de la H&M. Eu zic că este o ținută numai bună de ieșit în primăvara aceasta din casă la un suc și poate dacă în picioare nu vreți neapărat tocuri, cred că se poate potrivi foarte bine rochia aceasta și cu geanta aceasta și cu o pereche de Adidas și în picioare. Tot așa, într-o zonă cu minte, dar pe de altă parte nu este deloc o zonă plictisitoare sau ce puțin asta cred eu. Îmi place super mult cum arată și geanta asta, știți, vine așa la fix cât să completeze ținuta în care pantofii sunt punctul de interes. Evident, geanta aceasta poate să fie folosită în alte 11.000 de combinații. Eu v-am propus așa o ținută cu ceea ce găsiți la momentul de față în magazine, în așa fel încât să nu mă jurați că știi, nouă ne place geanta ta, știi, nouă ne plac pantofii tăi, dar nu mai găsim pe niciunde. Așadar, am venit în fața voastră cu o propunere actuală din magazin. Super, super, super drăguț albastrul acesta și apropo, nu-mi dau seama cum de l-am ratat pe acest albastru electric până acum, însă este peste tot, în fuste, în rochii, în rochii combinate cu alb și cu albastru, în pantofi, în genți, în sacouri, dar n-am vrut să-mi iau și un sacou tocmai pentru că am sacoul acela de anul trecut de la Zara și am zis că măi, o să vadă foarte bine acești pantofi cu o pereche de blugi mai deschiși la culoare și cu sacoul albastru electric în partea de sus, o combinație și uitați de ce nu o geanta după. Așadar, variantele sunt nenumărate și putem să ieșim în oraș. Ocazii să avem. De propunerea numărul 3 pentru geanta roz arată în felul următor. O pereche de blugi foarte frumoși aceștia, doar că mai sunt doar mărimi mari pe aplicații pentru că a vrut să-i cumpere și la ora și din păcate nu i-a mai găsit. Pe partea de sus un tricou, un sacou roz și mai apoi vin cu alăturarea de geantă roz lângă acest roz al sacoului. Mi se pare că arată foarte frumos, mi se pare că poți să te duci și la birou îmbrăcat așa pentru că nimeni n-a comentat vreodată unui sacou roz, indiferent cât de strict este mediul în care lucrezi. Desigur, pe lângă rozul acesta din mâna mea trebuie să mai ai o geantă în care să-ți bagi laptopul, dar dacă lucrezi de acasă, cred că nu mai este necesar să băgați laptopul într-o geantă mai mare, ci după birou, după ce se încheie ziua de muncă, ieșiți așa, în felul acesta, în oraș. La o pizza, la o cafea, la ce vreți voi, mi se pare că este o ținută foarte drăguță și țin minte că am purtat sacoul acesta anul trecut în Roma, nu l-am mai luat de atunci, nu știu, parcă n-am mai pus mâna pe el, cred că neintenționat a fost această alegere să nu mai pun mâna pe el, dar odată cu geanta asta am fost inspirată să-l iau, să vi le readuc în față și să vă exemplific cum roz cu roz ar putea să funcționeze. Cred că ar putea să funcționeze inclusiv un roz mai pal cu geanta asta să iasă în evidență, dar cred că este foarte important balansul pe care îl faceți. Blugi cu minți pe partea de jos, poate și cu o pereche de pantaloni alb, cred că arată minunat și geanta asta mai apoi alăturată ținutei voastre și acum că am ajuns la final, vă rog să-mi spuneți care este geanta voastră preferată. Aș tinde să spun că asta roz este minunată și mai ales cu rochie albă pe lângă. Indiferent de decizia voastră, cred că e foarte important că încă le găsiți în magazin la 70, 80, 90, 100 de lei. Ne vedem data viitoare cu un alt episod de unboxing cu 365 de zile de fashion. Momentan am plecat la plimbare. Pa!